Și bine ați venit la un episod de vis aici, pe Japomania. Săptămâna trecută v-am spus că am niște cutii pe care vreau neapărat să le deschid înainte de toate, pentru că nu mai pot de curiozitate. Iar de data aceasta mă întorc cu faimoasa, populara cutie numită Yume Twins! Ah! Yume înseamnă vis, twins, gemene. Deci gemene, surori, de vis. Cutia de vis cu lucruri super kawaii, super drăguțe, o altă cutie cu lucruri drăgălașe. Pentru mai multe informații, nu uitați că aveți linkul jos în descriere, că mereu mă întrebați de unde am cutia. Păi, am spus că o am de pe site-ul ăla, de jos, de acolo, din descriere. Ok, i-am tăiat bere, gata, și acum hai să deschidem. Tarăm, 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 tarăm. Ce pachetul ăsta mare aici? Avem cutia din aprilie. Wow, de când am cutia asta. Și are legătură cu paștele și cu iepurași. Primul lucru, avem un carnețel cu Gudetama, care e super, super kawaii. Gudetama Risto. Un fel de mini agenda, cred că. Următorul lucru, care este absolut adorabil și folosit în casă. Ta-da! Buret! Burete! Curățenie în casă cu cine altcineva decât Rilakkuma. Fiecare burețel are un anumit imprimat. Japomania o să aibă cea mai cute baie și bucătărie ever. Tsugi, nu o să vină să credeți ce am aici. Un aparat de fiert ouă. Hoka Hoka Onsen Tamago Maker. Suporturile pentru ouă. Poți să iei cu tine în geantă să protejezi ouăle și să mergi la școală sau la serviciu. Următorul lucru super, super, super kawaii, un plus și foarte, foarte măricel pentru o astfel de cutie. My Melody Roll, ca un roll pe care poți să-l pun pe pat. Cât de pufos este, tocu, tocu. Sper să nu-mi doresc cu fartul meu. Ok, ce e asta? Oja? Nu cred că e oja. O fi oja, o fi un ruj verde? Poate usa Lopi Nail Polish Highlighter. Hai să vedem care e faza. He? Nu este pentru unghi, este efectiv o carioca. Știți cum subliniem noi pe caiete highlight ceva important, să avem în față, să ne iasă în față, să iasă în evidență? Este doar o carioca. Doamne, sub formă de ojă, cât de adorabil. Doamne, ce mai inventează și japonezii ăștia. Iar ultimul lucru este un breloc squishy, ca să zic așa. Sunt foarte, foarte populare squishies acum. Îmi place că de data asta este mai mic. Zici că e o bezea, da. Cam așa toarnă mama mea bezelele în tavă. O bezea roz cu funghiță. Și cam asta e tot. Nu mai sunt alte lucruri în cutie. Nu pot fi nelimitate. Mă bucur că am reluat iarăși programul de miercuri și sâmbătă. Sper să mă țin de el, dar cu siguranță v-am spus luna asta o să fiu puțin ocupată și s-ar putea să mai sar unele episoade. Ne vedem data viitoare. Vă iubesc. Gianni, matani, bye bye!